Mai mare nedreptate din cariera lui Nicolae Dobrin. Ilie Dobre, l-aș fi eliminat definitiv când a venit pe aeroport. În cadrul unui dialog cu Iam Sport, rope tema echipei naționale, cunoscutul comentator Ilie Dobre a atras atenția asupra celei mai mari nedreptăți care i-a fost făcută lui Nicolae Dobrin în carieră, în perioada în care îmbrăca tricoul României. Plecat, din păcate, dintre noi în 2007, la vârsta de 60 de ani. Nicolae Dobrin este și va fi mereu nemuritor prin nume, datorită amintirilor pe care le-a lăsat celor ce l-au văzut jucând și poveștilor care au rămas în urma sa. Ținut cu forța de regimul comunist în România, prințul din Trivale ușa petrecut aproape întreaga carieră la pitesti, cu excepție unui an la Târgoviște, câștigând două titluri alături de Fece Arceș. Însă, dacă la Club Dobrin a atins probabil cel mai înalt nivel pe care îl putea atinge, având în vedere o apartenența ei sa la echipa piteștiană, la națională, fostul mare jucător nu a avut același impact. Vedete la Fece Argeș, dezamăgitor la națională. Cu doar șase goluri marcate în 47 de jocuri, Găscanul nu a primit aceeași libertate în tricoul României pe care o avea la Fece Argeș, însă valoarea sa era prea mare pentru ca acesta să nu fie convocat la fiecare acțiune. Chiar și așa, Probabil cea mai mare nedreptate din cariera oprințului din Trivale a avut loc tocmai când acesta era la națională, mai exact la campionatul mondial din 1970. Într-un dialog cu Iam Sport, pro, Ilie Dobre a vorbit despre faptul că, deși a fost convocat, Nicolae Dobrin nu a prins nici măcar un minut la turneul final din Mexic. Ilie Dobre, dacă ar fi jucat, ar fi fost cel puțin de nivelul brazilienilor. La Mondialul din Mexic, dacă ar fi jucat Dobrin, ar fi fost cel puțin de nivelul brazilienilor Clodoaldo, Tostau sau Gerson. Dobrin a fost un foarte mare talent. A venit Bernabeu în România și n-a vrut Nicolae Ceaușescu să-l dea pentru că era bun național. Deși Ion Pârcălab a evoluat în Franța, iar Ion Ionescu la Achen în Germania, Dobrin a avut ghinion. Cu toată stima pentru antrenorul Angelo Niculescu. Dar, în momentul în care ar fi venit pe aeroport, l-aș fi eliminat de la timona naționalei definitiv. El a fost vinovat. Dobrin este un talent al lumii. Spre exemplu, când Dobrin a dispărut din cantonamentul echipei, pe vremea lui Teașcă, a fost găsit undeva la curtea de Arceș Mahașmur. Teașcă a vrut să-l compromită și să-l ridiculizeze într-un meci al celor de la Fece Arceș cu Crișul Oradea. Erau pe locurile 4-5. Tiașca a pus doi oameni să-l ia de umeri și să-l ducă. În situația în care era, Nerema Hașmur a marcat patru goluri și Fece Argeș a bătut cu șase gunu. Apoi Tiașca și-a cerut scuze, a declarat Ilie Dobre, pentru Iam Sport. Aflat într-o grupă de foc cu Anglia, Cehoslovacia și Brazilia, România nu s-a putut califica, deși am vins pe Cehoslovaci. Englezi și sudamericanii au fost prea puternici, însă, iar utricolorii l-au plecat acasă cu un succes și două înfrângeri, după faza grupelor. Rezultatele României de la Mexic 1970 Anglia, România 1-0 România, Cehoslovacia 2-1 Brazilia, România 3-2